Am scăpat de epidemia de COVID în România, ura, hai să ne bucurăm, însă n-am scăpat de epidemia de cocalar care pe zi ce trece pare că se mărește în România. Îi vezi peste tot pe unde mergi, la metrou, în stația de autobuz, la școală, la televizor, este plin de ei și sunt șanse mari dar cât de mult sunt să te infecteze și pe tine cu cocălăreala lor. Ne trebuie cu disperare un vaccin pentru așa ceva, pentru că nu glumesc, chiar e infecțios stilul ăsta de viață. În videoclipul de astăzi vom vorbi despre ce înseamnă să fii un cocalar, 7 greșeli care te transformă în unul și de ce e greșit să ai un astfel de comportament în societate. Hai să-i dăm drumul. O să începem în forță cu poate cea mai enervantă trăsătură a unui cocalar și anume că fluieră fetele. Sau poate mai rău de atât, poate le numesc în nu știu ce fel sau chiar le pipăie. Femeile trebuie să se simtă în siguranță atunci când merg singure pe stradă, fie că e ziua, fie că e noapte. Ori asta nu se întâmplă. Nu ai idee de câte ori fetele cu care am fost în relație îmi spuneau că nu se simt în siguranță când merg singure pe stradă. Ba chiar mă sunau când erau singure ca să nu se întâmple ceva, să-i descurajeze pe tâmpiții ăștia. Încetează să fluieri, să claxonezi sau mai rău să atingi fetele în locuri nepotrivite dacă ele nu vor. A doua greșeală pe care o faci care te transformă în cocalar este că scuipi după fiecare cuvânt rostit. Ală, da cum e tre? Da cum e trezi? Da, da verezi, te aud? Alo, mă aud? Da, mă, nu ne-am mai auzit de mult. Ia zi, mai pasatul ăla. Eu mă mir cum nu se fac bălți în jurul ăstora care scuipă așa la fiecare secundă. Băieții care au ticul ăsta au impresia că sunt șmecheri sau că sunt superiori dacă fac asta. Adică gestul ăsta este de foarte multe ori acompaniat de o poziție foarte crăcănată cu picioarele, mâinile în buzunar și bărbia așa ridicată ca și cum nu ți-ar păsa de nimic, știi? E bine, nu ești șmecher, ești doar un cocalar. A treia greșeală... ciofăitul, frate. Aici cred că au o mare parte din vină și părinții că nu își educă copiii atunci când sunt mici să mestece cu gura închisă. Și când crești mare nu te mai gândești la asta. Ești într-un mediu social, ești împreună cu prietenii tăi sau la un restaurant și tu ciofăi să te audă toată lumea. Zgomotul nu e plăcut, nu e elegant pentru tine, așa că mestecă cu gura închisă. A patra greșeală care te face un cocalar slash gherțoi este că înjuri des. Am observat asta la prietenii mei. Și-au creat un tic din a folosi un cuvânt la începutul fiecare fraze. Vreau să văd dacă ghiciți care este acel cuvânt. Dacă n-ați ghicit care e cuvântul, începe cu C și se termină în oaie. Oaie e ăla care se ia după ceilalți prieteni care au început să folosească cuvântul ăsta și îi se pare că intră mai bine în gașcă dacă începe și el să-l folosească. Înjurăturile sunt benefice. Te ajută să scoți frustrarea afară atunci când ești enervat. Poți să înjuri cu mare plăcere atunci când îți taia unul care în trafic. Dar nu înjura la fiecare frază pe care o scoți pe gură. Asta devine enervant și asta te transformă într-un cocalar. Alte lucruri pe care le scoți pe gură, a cincea greșeală, gazele. Sau pe altă parte. Cel mai enervant este atunci când o faci intenționat. Și aici puțin amuzant că băieții sunt scârboși. Asta se știe și de obicei fac concursuri de răgâit. Care răgâie mai tare ca să arate cine e masculul alfa. Între prieteni mai treci cu vederea, nu e mare brânză. Însă, atunci când ești într-un spațiu public, la școală, unde sunt și fete, unde sunt și profesori, abține-te, dă-o încet, dă-o așa pe șuste, fără să atragi atenția prea mult. Pentru că dacă nu, ce ești? Un cocalar. A șasea greșeală este că te scarpini peste tot. Am un sfat pentru tine, sau chiar două. Dacă te mănâncă acolo jos, cumpără-ți boxeri mai largi sau tunde-ți părul. Încearcă-le pe ambele. Și a șaptea greșeală care te face un cocalar este că dai porunci oamenilor. Și aici vreau să fac și o paranteză. Trebuie să realizezi că respectul de sine și respectul față de alții este un lucru foarte important în lumea asta, pentru că te face să manifesti în lumea asta ceea ce e mai bun din tine, iar oamenii vor observa asta. Dacă oamenii observă asta, tu vei avea beneficii de la acei oameni. Gândește-te ce părere au alți oameni despre un om care se comportă civilizat, care vorbește frumos, care nu deranjează pe nimeni. Ce părere au despre un om de genul ăsta, cum îl tratează și cum tratează pe unul care deranjează pe toată lumea, e gălăgios, face toate greșelile pe care le-am spus în acest video. Cine e mai câștigat? Cui se oferă mai multe oportunități din partea celorlalți? Și poate zici, da mă Edi, dar e mai confortabil și e mai ușor să fii gherțoi și cocalar. De acord, de acord, îți trebuie un anumit nivel de restrângere, să-ți restrângi anumite impulsuri ca să poți să devii un om respectat. Ăsta este sacrificiul pe care îl faci într-o lume civilizată. Însă dacă ești un gherțoi și un cocalar, nici tu nu vei avea de câștigat, nici cei din jurul tău nu vor avea de câștigat. Așadar, încearcă să vorbești frumos și politicos. Spune te rog și mulțumesc atunci când ți se face un favor. Toate lucrurile astea despre care am vorbit sunt lucruri mărunte, dar contează atât de mult. Trebuie să realizezi asta. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la EDvIce pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, avem și un server de Discord, Masa Sfaturilor se numește. Poți avea acces la serverul de Discord dacă te alături canalului și devii membru. Acolo încercăm împreună să ajutăm adolescenții cu problemele pe care le întâmpină în viața de zi cu zi. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost EDvIce sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!